L-am invitat alături de noi astăzi pe Cristian Ghinea, ministrul investițiilor și proiectelor europene. Domnule Ghinea, bine ați venit la Hot News și Startup Cafe. Mai întâi de toate, de ce a schimbat numele acestui minister care era cunoscut tradițional Ministerul Fondurilor Europene? Acum îi spuneți Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Pentru că am vrut să dau un semnal de schimbare către adevăratul destin al acestei instituții. Această instituție nu are sau nu ar trebui să aibă un destin contabil. În primul rând că asta cu fondurile europene întotdeauna a fost un titlu care înșela cumva sau crea așteptări și înșela de fapt realitatea. În primul rând că fondurile europene nu stau la Ministerul Fondurilor Europene. Nu există în pivnița ministerului o pivniță cu miliarde de euro. Fondurile europene sunt pe circuit, sunt la Ministerul de Finanțe, prefinanțările, sunt la Comisia Europeană, trebuie să trimitem facturi să le luăm, ca să fie foarte clar. În al doilea rând, Ministerul Fondurilor Europene nu este singurul care are fonduri europene. Dimpotrivă, sunt două ministere care au bucăți mari din fondurile europene, respectiv Ministerul Agriculturii pentru partea de dezvoltare rurală și Ministerul Dezvoltării lucrărilor publice pentru partea de dezvoltare regională. Acest minister a fost creat pentru a crește capacitatea României de a se dezvolta cu fonduri europene. Asta înseamnă investiții și proiecte. Și trebuie să ne uităm la fonduri în sine ca la oportunități de a avea dezvoltat proiecte și a atrage investiții în România. Investiții în toate sensurile. Investiții nu înseamnă numai beton sau ceva, ci și investiții în oameni, în capital uman, în competitivitate. Deci am vrut pur și simplu, și eu când primesc această întrebare mă bucur, pentru că pot să explic această chestiune pe care am mai explicat-o și pe care o să tot repet. Acest minister nu ar trebui să facă un fel de reparație după alții. Că pur și simplu să stăm, să tragem de proiecte, să evităm de commitment-ul, deși asta trebuie să o facem. În fiecare an suntem în pericol noi ca țară să pierdem banii europeni pe acest mecanism al decommitmentului. Deci pur și simplu vreau ca colegii mei din minister să intre asemenea logică și când vom restructura ministerul să dăm mai mare importanță acestei părți de investiții și de dezvoltare de proiecte. Da, o să ajungem și la dezangajări, dar mai întâi de toate aș vrea să vă întreb despre acest mecanism de redresare și reziliență și despre planul național de redresare și reziliență prin care noi românii vrem să atragem 30 de miliarde de euro din mecanismul european. Acest proiect de plan național depus de guvernul Orban, guvernarea trecută PNL, ce aveți de gând să faceți cu el? Pentru că dumneavoastră USR Plus ați venit cu un alt proiect de plan propus și acum sunteți împreună la guvernare și întâmplător, dumneavoastră sunteți ministrul fondurilor europene care trebuie să se ocupe de zona aceasta, care sunteți de la USR. Deci ce aveți de gând să faceți? Retrageți documentul actual? Modificați din negocierile cu Comisia Europeană? Sau ce faceți? Nu retragem documentul actual. Ca să fie foarte clar, documentul actual este depus. A fost o rundă de discuții pe el. Îl vom reface. Asta poți să înțelegi la nivel de... Și din nou... Mulți zic că, domne, ați criticat. Eu zic că a fost o dezbatere sănătoasă. Este pentru prima oară în România când niște forțe politice dezbat în campanie electorală programe, proiecte și alocări bugetare. Mie mi se pare că decât să ne scuipăm peste gard cu bătuiești prost, este un progres. Este exact ce ar trebui să fie o dezbatere politică. Acum, și eu și Dragoș Pâzlaru am fost vocal pe subiectul ăsta. Din punctul meu de vedere, dezbaterea este închisă. Dezbaterea care este pe masă acum este asta ce v-am spus, modul în care interpretăm proiectele, milestone-urile și așa mai departe. În programul de guvernare am inclus ca zone eligibile și prioritățile noastre ale USR Plus și acum devine o chestiune de negociere. Pe de o parte trebuie să negociem în coaliția de guvernare cu implicarea personală a președintelui Iohannis, sub patronajul vicepremierului Barna, care are în atribuții coordonarea ministerilor, care sunt cele mai importante pe partea de PNRR,
Și apoi, după ce ne punem de acord, după ce ne aliniem, mergem și negociem cu Comisia documentul final. Dar atenție, documentul în sine care există, el are o parte de analiză care a fost lucrată în minister și care este bună, adică analiza cu situația, problemele, reformele necesare sunt acolo, nu sunt inventate, nu scoase din burtă peste noapte. Unde au fost viziuni diferite a fost la partea de alocări. Pe de o parte, pentru că existau viziuni diferite în mod concret, dar mai este și o chestiune importantă. Ministerul ăsta a început să lucreze la plan atunci când nu era finalizat regulamentul european. De asta oamenii au lucrat pe 3 piloni și 12 domenii de intervenție. Între timp, în Parlamentul European s-au schimbat, au devenit 6 piloni. Și atunci, este, oricum și dacă nu se schimba guvernul, dacă rămâneau fix cum era înainte, documentul oricum trebuia refăcut. Deci nu este acum că îl refacem doar așa pentru că mi-a venit mie sau vrea păzlarul ceva. Efectiv, obiectiv vorbind, documentul trebuia refăcut. Așa, asta s-a întâmplat cu multe țări. Pentru că multe țări au trimis draftul inițial înainte de a fi finalizate negocierile din trialog și din dezbaterea din Parlamentul European. Deci este normal să se întâmple așa. Azi, maxim miercuri, va fi un memorandum de guvern. În guvern prin care reașezăm calendarul de lucru, refacem grupurile de lucru cu ministerele și propunerea mea a fost să terminăm până în ultima săptămână din februarie. S-a propus un mic delay să fie prima săptămână din martie pe o chestiune tehnică, am fost de acord cu asta, deci acum obiectivul pe care îl propun guvernul este ca în prima săptămână din martie să avem finalizată noua formă de PNR, care este o actualizare a celei curente, nu e? Adică deci toată partea de analiză și de diagnostic rămâne. Ce se va schimba va fi la partea de alocări și de mecanisme. Unde se... Ce, mai concret, ce realocați, ce faceți acolo? Nu. Nu ne puteți spune deocamdată. Nu vă pot spune pentru că nu ar fi fair față de partenerii noștri, care în primul rând sunt partenerii noștri din guvern. Celelalte ministere care au proiecte pe care le-au propus, deci nu ar fi fair din partea mea, care sunt ministru coordonator, să mă antepronunț. Dar ca și calendar, dacă abia în martie vom avea noi, România, poziția noastră, deci de-abia de atunci putem spune că vor începe, de fapt, discuțiile aplicate reale cu Comisia Europeană pe acest document. Nu e adevărat. Discuțiile aplicate cu Comisia Europeană au început și se derulează, pentru că avem feedback-ul Comisiei pe capitolele deja trimise. Am înțeles. Da, deci și atunci nu plecăm de la zero. În tot acest timp să discutăm. Nu mai modificați în plan ceea ce s-a agreat deja cu Comisia. Păi nu s-a agreat nimic, stați puțin, nu s-a agreat nimic. Deci a fost trimis planul și au fost niște discuții feedback la nivel tehnic. Și avem un feedback de la Comisie pe capitole. Acum trebuie să răspundem noi la feedback-ul ăla și vom răspunde conform noi viziuni. De pildă pot să vă dau exemplul ăsta cu transportul. În prima formă s-a creat un capitol mare care se numește transport durabil de 9 miliarde și ceva de euro, în care amestecă partea de căi ferate cu partea de autostrăzi. Asta nu merge. Au spus și nu că spun eu. Da. Eu nu vreau să iau să spun, domnule, Comisia a zis că. Da, am văzut toate documentația tehnică, am văzut comentariile Comisiei, am văzut comentariile noastre la comentariile Comisiei, deci așa arată dosarul în momentul ăsta, da? Dar aia a fost o forțare, adică dat fiind că anex... Și din nou pot să accept argumentul, eu vreau să nu fie, domne, a fost niște scântei în campania electorală între USR Plus și PNR pe acest subiect. Capitolul este încheiat. Mergem mai departe. Putem să acceptăm foarte bine faptul că nu erau argumentul pe care îl accept, că nu erau pilonii deja stabiliți. Și atunci, dat fiind că căile ferate au 100% să raportează verde și autostrăzile sunt 0%, atunci trebuie mutate autostrăzile într-un capitol și probabil că le vom adăuga la capitolul competitivitate. Da, deci nu veți mai finanța din PNRR autostrăzi. Doamne ferește, nu. Vom finanța din PNRR autostrăzi, doar că le mutăm tehnic vorbind la alt capitol. Nu vor mai fi investiții verzi, ci... Păi nu erau investiții verzi. Nimeni n-a crezut niciodată că vor fi investiții verzi, dar putem să argumentăm pe competitivitate. România are nevoie de autostrăzi pentru competitivitatea economică? Da, ăsta este argumentul. Ăsta este argumentul, ca să fie foarte clar. Și vreau să repet,
lăsăm exact cât a propus guvernul anterior pentru autostrăzi, 3,5 miliarde plus 1 miliard pentru centuri ocolitoare. Cătălin Drulă mă asigură că vor fi proiecte mature, că sunt deja proiecte mature și că vor fi proiecte mature. Trebuie să luăm decizia pe care o spuneam mai devreme, ce intră pe PNRR, ce intră pe programul operațional viitor și să o facem. Că am văzut că s-au supărat unii pe mine că au înțeles că nu vreau autostrăzi. Nu. Deci exact, dar este o bătălie care va fi greu de dus. Pentru că, uitați-vă la Italia, n-au făcut autostrăzi noi. E drept că ei le-au. Ce să mai au pus, deci toată partea de autostrăzi la Italia este să pună stații de încărcare pentru mașini electrice și digitalizare și cabluri digitale pe alea. Da, deci eu sunt complet în filmul în care o să mă bat pentru alocarea asta pentru autostrăzi. Dar am nevoie de argumente. Nu pot să mă duc acolo să zic că hai să scol la o cafea și dăm 3 miliarde pentru autostrăzi. Trebuie să fim beton armat și de asta eu nu vreau să alimentez discuția pe ce a fost în coaliție pe subiectul ăsta, pentru că acum trebuie toată coaliția să fie complet solidară atunci când mergem la Bruxelles pe aceste chestiuni. Domnul Boloș, predecesorul dumneavoastră de la PNL, vorbea despre mai bine de 3 miliarde de euro din PNRR și alți 3 miliarde și ceva de euro din cadrul financiar multianual normal, numai pentru firmele mici și mijlocii și start-up-uri. Când vor putea fi accesați acești bani de către antreprenori, domnule ministru? Că încă sunteți în negocieri și cu PNRR-ul și programele operaționale, nu știu când încep. Păi, în primul rând trebuie să facem rău de cele trei surse. Acum noi suntem într-un moment cu trei surse de finanțare. Programele operaționale în curs, cele curente, deschiderea noilor programe operaționale și PNRR-ul. În ce privește pe cele curente, erau banii vechi alocați, dar au fost și aceste scheme de ajutor de stat din fonduri europene, care sunt totuși masive, gândiți-vă. Deci, sunt cele trei scheme de la Ministerul Economiei finanțate de către noi, că poate Ministerul de Economie este un beneficiar al nostru și noi am dat bani ca să administreze cele trei scheme. Cele trei măsuri, de fapt. Deci este prima de microgranturi, unde au fost alocați 85 de milioane de euro, din care au fost consumați 58. Deci ăștia 58 au fost plătiți, au ajuns în piață, acele microgranturi pentru micro-întreprinderi, PFA-uri, da. Mai este măsura de capital de lucru, unde am scos pe piață 265 de milioane, au fost efectiv plătiți. Sunt 22.000 de cereri acolo, care în total fac 940 de milioane. Deci, practic, și acum dilema este dacă să... Și aici este dilema aia dură pe care spuneam mai devreme. Teoretic ar fi bani din React-EU, da, pentru a completa. Deci eu sper să găsim soluție să dăm acest... Ordonanța 199 asta spune. Da, să dăm acest jumătate de miliard de euro pentru măsura de capital de lucru. Însă trebuie să găsim bani din altă parte pentru salariile celor angajați suplimentar pentru campania de vaccinare. Și asta nu mă refer la capital de lucru. În general, tot ce vă spun eu acum, bani de spitale, bani de spitale modulare, bani de centre de vaccinare, bani de salarii pentru oamenii din centre de vaccinare, toate astea vin dintr-o galeată, care galeata asta se numește React-EU, da, care acum ar trebui unul să completeze banii luați de la programele operaționale și să ducă bani pentru noile nevoi. De asta este eu nu vreau să dau cifre acum, pentru că este o decizie a guvernului, nu este o decizie a mea. Da? E și o decizie grea. Dar eu sper să găsim soluția pentru a da acest jumătate de miliard în economie foarte rapid și mai este măsura 3, unde situația este mai complicată, este de 415 milioane de euro și acolo sunt 6.000 de cereri. Și chiar astăzi a avut loc o întâlnire cu Comisia Europeană pentru a încerca notificarea acestei măsuri și sunt optimist că vom găsi soluția și că îi vom da drumul foarte rapid. Deci iată un miliard care este foarte posibil să vină rapid în piață pe măsura de capital de lucru și măsura de activități productive, măsura 3. Da, am înțeles de la domnul Boloș că pe măsura 3 nu mai e nevoie de acest aviz de la Comisia Europeană, numai pe suplimentarea de fonduri de la măsura 2.
cei 700 de milioane de euro puși în plus, atâta tot, că atât s-a suplimentat prin ordonanța 190. Ca să fiu răutăcios, înseamnă că vorbim cu comisia așa doar ca să... Nu. Fapt este următoarea. Și aici este o... Nu știu cum să zic. O amețeală de niște ministere, nu vorbesc între ele și sunt... Ministerul Fondurilor cu Ministerul Economiei, spuneți, nu? Fostele, bun. Notificarea pentru măsura 3 s-a făcut pe o schemă. Apoi s-a dat o altă ordonanță care a modificat grila de evaluare și s-a lansat schema pe noua grila de evaluare. Între timp, Parlamentul, și aici nu este vina vostrui guvern, este vina fostei majorități parlamentare, care a venit și a zis, stați puțin că ăștia vor să dea numai la unii, trebuie să dăm și la alții, a venit și a modificat și au adăugat o lege. Dar culmea deci, e că acea lege a fost votată și de... parlamentarii USR, dar și de parlamentarii PNL împotriva voinței ministrului care era de la PNL. Eu nu vreau să comentez acest aspect. Eu vreau să zic așa. Întrebarea, adică e factual, că nu înțeleg de ce se insistă pe o chestie care factual poate fi dovedită foarte ușor. Măsura a fost notificată la comisie? Măsura lansată? Evident că nu. A fost notificată altă măsură, pe altă ordonanță de urgență. Adică ne tot furăm căciula. Eu încerc să nu intru în clenciuri verbale cu predecesorul meu sau cu membrii ai coaliției. Vedeți că fac eforturi în acest sens. Dar este absurd totuși să zicem că albul este negru. Măsura 3 nu, așa cum a fost lansată, nu a fost notificată la Comisia Europeană. Deci trebuie să o re-notificați. A fost notificată altă măsură care nu a mai fost lansată. Și pe asta pentru că guvernul însuși s-a răzgândit în ce privește evaluarea și evident că noi trebuie să notificăm măsura care este lansată pe piață. Adică, da, și acest minister din nou își asumă să facă curățenie, să rezolve probleme pe care nu le-a creat el. Evident că oamenii ăia, 6.000 care au aplicat și care își văd pe site punctajul, da, trebuie să aibă un răspuns pe acel punctaj. Nu pe ce a scris în altă UG sau pe ce a publicat Parlamentul separat, pe ce a decis Parlamentul separat. Da. Întrebarea este deci, o întrebare de bani și o întrebare de încurcătură juridică. Acum o rezolvăm pe asta cu încurcătura juridică și am rezolvat și problema de bani. Cum a spus și Claudiu Năsui, sunt niște angajamente pe care statul român și le-a luat și suntem perfect deciși să onorăm angajamentele statului român. Până pe 29 ianuarie oamenii încă depun la măsura 3. Le dați asigurări că ceea ce au depus ei se va aplica? Adică vor fi judecate proiectele după regulile care le-au fost comunicate sau ce se întâmplă? Ăsta este obiectivul nostru. Dar ca să fie foarte clar, încercăm să scoatem niște cartofi fierbinți, îmi asum aceste decizii, notificăm la comisie schema care a fost lansată, care există pe piață și pe așteptările oamenilor. Acum așteptăm răspunsul comisiei. Și vreau să nu mai văd genul ăsta de adică nu poți să vrei permanent bani fără să vorbești cu oamenii care le gestionează. Mi se pare aberant. Nu vreau să mai văd lansări de scheme fără să aibă avizul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și al Comisiei Europene. Că noi suntem interfața de până la urmă între România și Comisia Europeană. Asta este, mi se pare inacceptabil, ca să fie foarte clar. Și vreau să încetăm și aceste prezentări tunchiate ale informațiilor. Schema aia, măsura aia nu a fost care este în piață, nu a fost notificată ca atare la Comisia Europeană. Dacă măcar atâta nu ne putem pune de acord, atunci nu știu cum putem să... Nu putem să negociem adevărul. Asta răspunde celor de la PNL, bănuiesc, nu? Nu celor de la PNL. Că pe lângă... Sunt oameni din piață care așteptă bani. Sunt oameni care mă înjură pe mine că nu vreau să dau drumul la niște bani. Pixul ăsta, ca să zic așa, nu a avizat măsura 3. Nimeni de la Ministerul Investițiilor Publice nu a avizat investițiilor și proiectelor europene, nu a avizat măsura 3 așa cum există acum. Este o problemă pe care încerc să o rezolv. Nu puneți presiune pe mine aiurea că tocmai încerc să vă rezolv problema. Adică măcar puțină cine a creat niște probleme să nu fie foarte vocal când alții încearcă să rezolvă problema aia, ca să fiu foarte clar ce zic. Această schemă de ajutare de stat COVID a fost prelungită până la 30 iunie 2021. Până când se așteaptă oamenii să le intre banii, toți banii și cei de la măsura 2
și cei de la măsura 3. Până atunci, până în iunie. Adică a fost prelungit în sensul, asta ne dă o, ne incumbă o obligație de a cheltui banii până în iunie și o să o facem, ca să fie foarte clar. După care trebuie să vedem cum continuăm în PNRR sau în programele operaționale viitoare. Din nou, aici trebuie să fim atenți, sunt și alte state care au băgat scheme de ajutor din COVID pe PNRR-ul lor și trebuie să decidem dacă o facem și noi. Unu, dacă e nevoie și eu cred că e nevoie la starea bugetului și doi, dacă putem. Și aici din nou va fi un dialog cu Comisia Europeană care dacă va accepta la alte state, va trebui să accepte și la noi. Pentru că nu e pe în preferințele Comisiei, pentru că v-am spus care este. Până la urmă, este o parte de ce vrei să faci și ce poți să faci, e o chestiune de negociere, dacă vreți. Închiderea cadrului financiar actual, ce rate de absorție preconizați că vom obține? Acum m-am uitat pe cifrele la zi, ultimele existente sunt din 4 decembrie 2020. La dumneavoastră, la fondurile structurale, avem un subtotal de 40,14%, însemnând 9 miliarde de euro, cu tot cu prefinanțările. Deci, unde ne putem duce? Dezvoltarea rurală la Ministerul Agriculturii, pe că merge mult mai bine, 68%. Iată un AME care n-a trebuit să fie reacreditat în 2016, că exista deja. Și de asta am început mai devreme. Da. Apropo de discuția de mai devreme. Da, deci noi am început efectiv să aducem bani din asta după acreditare. PNDR-ul de la Ministerul Agriculturii a început mai devreme pentru că ei erau deja acreditați, nu au fost schimbați. Deci, apropo de discuția de mai devreme. Suntem la 40% și puțin, dacă scădem prefinanțarea, suntem la 30% bani efectiv reali. Programele operaționale sunt supracontractate toate, deci practic în următorii 3 ani va trebui să umblăm pe după proiecte să le finalizăm, să tragem de ele, să le închidem. Nu uitați că totuși exercițiul 2007-2013 s-a închis la 98%. Deci eu zic că nu absorpția este o problemă, absorția contabilă. Da. Intră bani în țară? Da, vor intra. Facem absorție de bună calitate cu proiecte, aici este buba și de asta vreau să nu mai fie Ministerul Fondurilor Europene, să fie Ministerul Investițiilor și Proiectelor deci Europene. Deci calitatea investițiilor, absolut, asta, să vedem rezultate. Și da, asta înseamnă practic în următorii 3 ani, noi vom trăi în două universuri paralele ale fondurilor europene. Noi practic trebuie să închidem proiectele actuale și trebuie să le deschidem pastea noi. Acum vor fi foarte mulți oameni supărați că eu zic niște chestiuni de schimbare de viziune, dar lucrăm cu niște proiecte care au fost deja lansate de mult. Deci vreau să am această îngăduință din partea oamenilor că nu am cum să schimb proiecte sau apeluri deja lansate, deja închise, deja în evaluare sau deja în implementare. Dar eu nu am cerut de la autoritățile de management țintele de evitarea de commitmentului. Estimarea noastră pe anul ăsta este că vor intra 3 miliarde de euro în țară pe închiderea. Și dezangajările? Dezangajările vor fi automat evitate dacă vom avea 3 miliarde, vom fi mult peste riscul de dezangajare. Eu vă zic ce am estimări acum, o să vedem dacă le facem, dar dezangajările sunt, atenția, e principala preocupare a directorilor de AME-uri. Ai și ultima întrebare, ce faceți cu actualele programe, ce oportunități mai sunt pe final pentru antreprenori? Este programul acesta de digitalizare a IMM-urilor de 100 de milioane de euro pe care trebuie să-l înceapă ADR-urile despre care am mai vorbit. Când se vor putea înscrie oamenii la aceste ADR-uri? Că e deja monitor oficial. Schema mai rămâne să se mai... Sper curând. Vorbim de 20 de milioane de euro. Sper să fie curând. Mai este și un apel care este foarte cerut acum asta cu studenții, cu Inotech student. Sunt lansați... Nu, 20 de milioane sunt la Inotech, pardon. La ADR-uri sunt 100 de milioane. La ADR-uri sunt 100 de milioane. La Inotech e o surpriză de cât de mare este cererea. Sunt 280 de aplicații depuse pentru administratorii de schemă. În banii pe care îi avem acum, 10-12 câștigători pot să fie. Acum trebuie să decidem dacă vom mări. Asta, evaluarea va fi evaluarea pentru ăștia care vor câștiga acum.
va fi gata la începutul lui februarie. Deci vom anunța și apoi... Ei vor implementa și abia apoi se vor înscrie oamenii tineri. Și apoi vor merge studenții. Merge foarte bine, știți cum este, când mă uit la comparativ la partea de tineri niți, unde măsurile de antreprenoriat pentru ei merg foarte prost, e un public țintă foarte dificil, la partea de studenți e babum. Sper să găsim bani să mărim să fie mai mulți câștigători, dar în februarie, începutul lui februarie, vor fi desemnați cei 10-12 în funcție de bugete, că atâția intră, repet. Păi domnul Bolu spunea că automat o să ridice la 150 de milioane și doamna Turcan în guvernarea trecută când era viceprim-ministru a anunțat că se va aduce la 150 de milioane din start și cu posibilitate de încă re-alocare. Domnul Zanfir, eu când zic că se va face ceva, se va face. De asta nu vreau să zic, da, automat. Da, deci, deocamdată, ăștia sunt banii lansați. Nu merge pe fonduri europene la modul, vă zic eu pe gură, că vom avea automat. Nu există automat. Trebuie să cineva să ia o decizie, să se uite ce bani sunt și de unde taie ca să fie bani acolo. Hai să fim oameni serioși. Și în partea la digitalizare IMM, ADR-urile, ați mai discutat cu ei? Când pornesc odată? Că... Păi nu, decizia este la programul operațional competitivitate la noi, pentru că ADR-urile sunt doar implementatori acolo. Da. Deci trebuie să dăm noi verdele și apoi vor fi la ei. Asta zic, când le dați? Hai, depinde de realocările din REACT-EU. Aha. Și ei și acolo trebuie să aștepta să realocați. Păi, programul operațional competitivitate a fost unul dintre cele la care s-a luat bani și pe care aștept să fie completat de REACT-EU. Este și foarte simplu. Mai așteptați aviz de la comisie? Nu, ăla nu are nevoie de aviz la comisie. Este schema noastră, o putem lansa mâine, e vorba de disponibil de bani. Uh-huh. Și în bugetul de stat v-ați uitat, ați discutat, ați stabilit banii și pentru schema de COVID, pentru IMM-uri, 1,5 miliarde, și pentru toate aceste digitalizare a IMM-urilor și tot ce mai e. Ce ați discutat cu ministrul Nazare sau cu premierul? N-am intrat la nivelul ăsta de detaliu pentru fiecare. Ministerul a cerut limitele bugetare pe anul ăsta și acum se face negocierea în guvern. Ne ocupăm de toate. Dar nu mă pune să dau partenerilor știri prin presă. O să o fac când suntem acolo. Vă spun că muncim și se vede foarte mult implicarea oamenilor în aceste zile. E multă presiune și foarte multă așteptare și o responsabilitate pe care o resimt.